come to play hide and seek. And I ain't never gonna stop. No. Ce ne facem acum? Suntem închiși aici. N-am nicio idee. Ce vrei să facem acum? Trebuie să scăpăm de nepoții ei. Granny e înghețată. Nici măcar ea nu ne poate salva. Mi-a venit o idee, sauna lui Granny. O putem folosi pentru a o dezgheța. Merită să încercăm. Îmi vreau să-mi aduci copiii aia băgăcioși aici. De când aștept să spui asta? Sper să funcționeze. Doar ea ne mai poate salva, altfel suntem terminați. Haideți! E timpul să mergem! Gata! I-am adus așa cum i-ai cerut! Perfect! Te las pe tine să te ocupi de ei, eu mai am ceva treabă de făcut. O să-mi facă mare plăcere! De ce faci asta? Nu ți-am greșit cu nimic. Ce să faci? Viața e nedreaptă. Granny nu o să te ierte niciodată dacă faci asta. Nu dau 2 bani pe bunica voastră. Așteaptă-te, rog, oprește-te! Cum ai reușit să scapi? Sunt mama ta, de ce îmi faci una ca asta? Ajunge cu minciunile, știu adevărul! M-ai luat de lângă propria mea mamă, m-ai mințit în tot acest timp! Sora mea te-a mințit, nu asta s-a întâmplat! Eu m-am bucurat pentru ea, dar niciodată nu și-a dorit un copil. Am fost să-i cumpăr ceva de mâncare, iar când m-am întors, ea nu mai era acolo. Te-a lăsat de una singură și nu a mai venit. Așa că am hotărât să te iau acasă cu mine, de atunci te-am crescut eu. Mama ta e o nesuferită și foarte rea, de aceea am închis-o. Și cred că de aceea te-a trimis aici. Pune ea ceva la cale. Spui asta doar pentru a-ți salva nepoții. M-am săturat de minciunile tale. Justin, nu! Ajutor, nu știu cât mai pot rezista. Îmi pare rău pentru Justin. Nu merita una ca asta. Și acum, ce facem? Dacă sora mea a găsit ceea ce cred eu, nu cred că mai putem face nimic, din păcate. La bun sfârșit, mama! Mama? Ești bine? Ha? Mama, încetează! Ce faci?